Ia mă să vedem și... da mă, da, Sinner și Rafa și sunt bomber, ok. Deci trebuie să recunosc ceva acum în premieră, ok? Mamă, ce razau emergency din greșeală. Trebuie să recunosc că am fost bomber mai devreme și am făcut o prostie super mare. Nu știu ce am făcut, ce a fost în capul meu, ce am făcut, dar efectiv am jucat super, super prost și am fost dat afară foarte repede, mă panicasem la o fază și acum... trebuie să mă revanșez. E proaspăt de rău de tot. Deja. Da, este vampir cel mai probabil sau witch, okay. nu sunt sigur. Bă, e da, Insanity e vampir, da, da, da. 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 E destul de vampir Insanity, dacă mă întreb pe mine. Bă, da. O murit lângă mine, o s-o aruncat pe jos. Insanity. Deci nociv am el a murit. Da, da, da. Ah, sau vrei să-i spui că l-ai omorât, eu m-au așa lângă tine. Panda ăla roșu a mușcat. Da, ăla de sus nu eu. Votați-l, vă rog. Panda. Trebuie să pleci cu el, Nocivane, dacă îl votăm pe ăla, nu știu ce să zic. Da, deci vampir 100%. Din 100%. Zero. Ultima sesiune am învățat că dacă nu știm cine e impostorul, dăm afară pe Clorna și e el. Deci Clorna aruncă. Cea mai bună strategie. Nu, nu, dați fi, dați fi, dați fi. Dat lumea pe Clorna. Bă, nu, nu. Baaa! Ideea e că Rodby a mai pățit așa, adică știe. Ok. Da, da, da. Nu sunt eu bro, da. Crede-mă. Da, n-are cum. Eu pățesc mereu, adică na. Da, te înțelegem. Dar e rândul lui. Aha, hai să vedem. Sami votează. Sami se gândește. Poate nu are curent. S-a luat curent. Rodby chiar a votat clar, nu? S-a luat curentul. S-a luat curentul? Nu, nu, nu. Eu am dat skip. Vă rog, să nu mai luați curentul, nu mă mai ok, hai că cu puțin noroc se ia lui Sami curent un meciul ăsta și câștigăm și noi așa un meci bine meritat. Ok, deci practic ce face rolul ăsta? Pun o bombă și dacă stă lumea pe lângă bomba aceea, ia stai, stăm și noi pe camera aici, dacă lumea stă pe lângă acea bombă, când bubuie, mamă, ce se întâmplă mai aici? Efectiv o să moară și ei dacă nu dă diffuse. Oamenii poate să dea diffuse la bombă, dar ia să vedem, ceva pe aici, ok, ok. Ce a fost chestia asta? Bun, deci a dat ăla acolo vent și a dat cineva un inginer, n-am apucat să văd cine. Dar nu pot să plantez bomba asta, nu știu când și unde o plantez. Efectiv, s-a făcut instant. Ok, hai să vedem, Rafa acolo. Ok, Rinoș. Bun. Ok. Ia, hai să vedem. Am văzut cine l-a killerat ăla, că n-am apucat să văd exact culoarea, gen era cred că albastru sau mov, nu mai știu exact. Nu, spune unde a murit, spune unde a murit, unde a murit. A murit jos, sub admin, pe lângă admin, jos acolo, a văzut în dreapta. Na, eu vă zic că mi-a făcut un nou prieten, deci n-aveam cum să fiu. Ok, atunci, cred că am o idee cine e, dacă am dat și-a fost jos. Eu eram lângă Oana, cred că am stat tot meciul lângă ea. Luați în calcul că poate fi vampir. Clona venea din dreapta, deci n-are cum să fie el. Deci era în mijloc, sub admin acolo. Și-a fugit cum a fugit impostorul? A fugit în dreapta, sus, în dreapta spre... Da, nu, stai așa, auziți, stai. Da, stai, lasă-mă să vorbesc și eu, stai. Ah, scuze. Zi. Ok. Pe lângă ei nu și-a stat Sinner foarte mult. Eu vreau să zic că... Lasă-l pe Clorna să zică! Nebunie! Deci dacă a fost skill-ul jos făcut... cu tine, tot meciul. Dacă a fost skill-ul făcut jos în... la motoare, acolo jos și o mers în dreapta, înseamnă că Foluca, el a venit din dreapta și o venit din dreapta asta, sus. Asta voiam să zic eu, acum kill-ul e foarte fresh dacă era acolo, pentru că eu n-am văzut nimic când am trecut și l-am văzut pe Clorna acum în dreapta. Deci de dreapta cineva, aici, era un cadavru jos și cineva a venit în sus fix de lângă cadavru, gen l-a omorât și a plecat și l-am văzut sus, o fracție adică de secundă. S-a dus în cafeteria, adică în sus? Să ne înțelegem, ei. Avem vampir. Pe hartă, era, pe hartă pe mijloc de tot, l-a omorât killerul și după aia a plecat în dreapta și eu când am coborât a plecat în dreapta, deci a trecut deja de cadavru, l-a văzut, deci a fugit. Că... a fugit. Ce înseamnă că era un întreg ca foarte sas pentru mine. Votați. Am votat. Votați orice. Da, deci din punctul meu de vedere Luca e foarte sas pentru că mine în dreapta. Scuze că n-am văzut exact ce culoare era. Ok. Asta a fost close. Ok. Hai să vedem acum, bun. Deci, hai să ne calmăm un pic. Nu vreau să pierd meciul ăsta iurea complet random. Clorna mă cam suspectează. Trebuie să avem grijă mare, rău de tort. Ok, eu nu știu cu cine sunt, dacă sunt cu Rafa sau Sinner în secunda de față. Nu știu nimic despre nimeni în secunda asta. Bun, hai să vedem adminul. Ce zice adminul? Hai să jucăm mai safe ca să treacă sasul pe mine. Să nu zică că bă, și runda trecut așa, și runda asta și nu știu ce, ok? Hai să jucăm mai safe puțin. O leacă mai safe, gen. Și să vedem, ia să-i Rafa, Clorna, ok, Sinner. Deci Rafa sau Sinner, unul dintre ei
este este impostor cu mine și celălalt e spy. Dar nu știu care e cum. What? Mă, cine mă, ce? Erau doi de clor, na. Erau doi de clor, na. Erau doi de clor, na. E dublu impostor, mă. Nu, era clor, na, și mai era lângă clor, na. Unde să aveau clor, na? La electric, fix pe electric. Vorbesc cu Jake, vorbesc cu Jake. Jake? Ideea e că erau doi de clor, na. Deci e clar că a ieșit din vent sau de undeva, că nu l-am văzut să intre. Cât am vrut să intru în electric și am fugit. Dar ideea e că mai era cineva lângă ei doi. L-ați văzut eu pe Sami? Eu am făcut luminile și eram acolo, dar mă vedeai pe mine, tine. Adică nu eram eu al doilea acolo. Asta era că te-am văzut pe tine și mă gândeam dacă nu te-au mai văzut ei după. Bă, eu am văzut ceva dubios. Cine mai era? Făceam, deși atent, făceam la electric sus acolo, faci task, și pe colț poți să vezi ventul. Am văzut că s-a mișcat ventul. Da, deci clar a ieșit din vent. Ok. Ventul? Nu înțeleg. Dar Oana, tu unde erai? Oana, unde erai? Navigation. Ah, ok. Ok. Da, zic clor la ceva, că tu ești... Da, eu ce am zis că vorbiți, nu mai pot să plec nimic! Să vorbească, zic! Că dacă vorbiți peste mine, nu pot. Nu știu, boys, eu am pus să fac luminile și am zis că Luca chiar le face și n-am apăsat pe nimica. Și când am dat jos de meniu de lumini, o fă mortă la pe mine lângă mine. Și care clor erai tu? Nu are cum să fie. Tu m-ai văzut că eu nu eram transformat sau ceva, adică eu eram acolo. Eram eu și tu... Nu știu. Am văzut că făcea luminile, eu că închis ăla, n-am mai văzut ceva. Și mai era, mai era cineva, mă, eram eu, doi de Clorna și încă cineva. Cine mai era? Eu, era eu. Cine, Jake? A, da, Jake. Nu m-a întrebat nimeni. Ok. Da, nu, n-a venit de cine. Deci era Clorna de pe celălalt cont, înseamnă. Nu, mă. E Sami de pe contul ăla. E Sami, nu? Hai că e bine, e ok, e ok, că acum am câștigat cumva încrederea, s-a făcut și un kill și se știe că nu l-am făcut eu și am câștigat și încrederea, gen că... Că am văzut că am făcut luminile și a și zis clon, adică e bine, e ok, încă este bine. O să dăm uitării de la faza aia unde zicea Clorna că sunt eu și așa. Să sperăm că se duce, se dă uitării la faza aia și că nu o să se aducă aminte. Să sperăm. Și n-am apucat, știu că n-am apucat să pun bomba, dar n-am unde să o pun că se prinde lumea, gen. Că se vede unde e pusă bomba. Și după aia e destul de nașpa, gen. Adică, ok, mă prefac că pun și eu astea aici, bun, și am plecat de aici, ok, sunt cu Clorna, eu cu Clorna, sper să nu se mai facă vreun kill sau ceva, adică sper să se facă, pardon. Ce okay. Faci, Oana? E perfect, Jake? E perfect, era cu Clorna. Nu e Sami. E... Jake, cred că nu e Sami. Cât te vede, Jake? Unde a fost kill-ul? E 3 ore la Jake când report. Nu, fiți atenți, deci, păi nu, pentru că eu eram, deci eu eram în cafeteria, da, și m-am dus în admin. Okay. Am văzut că erau 4 în admin, m-am dus sus, am văzut-o pe Oana cum ea tăia bere, gata, lui Sami. Nu i-am tăiat nimic, tu te-ai întâlnit. Nu i-am tăiat nimic. Nu uita că avem vampir. Bă, eu îi dau clear lui Clorna, eu am văzut animația, i-am văzut animația, gen. E fresh, deci tu zici că e fresh kill-ul, da? Păi e fresh, e fresh, e fresh. Eu cu Clorna n-aveam cum să-l facem, că eram la medbay amândoi. Păi cum e fresh, Robby, dacă n-ai ți-ai zis nu uita că e vampir? Adică... E fresh kill-ul, dar nu uita că există un vampir. Mă, eu de-abia-l văzusem pe Sami, de-abia-l văzusem pe Sami și fac câteva secunde... Nu, măi, s-a luat curentul. Deci nu, deci n-are cum să... Deci Jakey, deci Jakey a plecat de lângă noi mai înainte. Și s-a întors în fund, de ce? Am văzut animația. Să poți dai vina pe mine, nu? Oricum nu, e păcat de el că era tău. Ce animație, n-am făcut nimic. Dar tu ce faci prin vent? Tu ce faci prin vent? Sângele din el. Mă, e ironic. Nu, de Jake e ironic așa, nu. Oana, tu ce ai văzut? L-ai văzut pe Jake, i-a omorât? Deci Jake a fost cu noi la început, am fost eu, Zăsami și Dani Den. După care Jake pleacă de acolo și a plecat Zăsami și vine Jake repede. Ți-ai răspuns Rodby. Rodby, eu am curățat ventul de treabă la Navigation. La Ioana, Ioana, Ioana. Păi nu, dar eu am dat, uite... Cum mă acuzi așa? Da, nu pentru că te-am văzut cum l-ai omorât! Bă, e Jakey, okay. E Jakey. E Jakey, da. E o minune că l-am votat pe Jakey. Este, mă, bine! Hai că suntem bine! Deci cred că e Rafa și vă zic de ce. Cred că Rafa e impostor cu mine și Sinner e spy. Pentru că Rafa a zis votăm Jakey și merg... Bravo, Jakey! Mă, echipa la netă! Ce ziceam că era Rafa cu mine impostor. Vezi că a fost tare, a fost tare meci. A fost cel mai unfortunate, deci literalmente am fost tip, am vrut să o omor pe Oana și am murit singur. Deci am fost bomber, n-am pus nicio bombă. Asta s-a întâmplat. Oppenheimer ar fi foarte dezamăgit de mine. Bă, are cineva vreo idee?
Ia mă, impostor neutral, bă, am zis și eu că vreau un impostor, dar nu se poate. Jester! Mă, vezi că merge așa. Merge așa un pic Jesterul. Ok, hai să ne punem aici, dăm și noi o cheie. Ok, am făcut și noi un fake task, să sperăm că nu s-a uitat decât toată lumea sau ceva de genul. Bun, jocuri horror cu Insanity, stăm și noi pe cameră, vedem ce se întâmplă pe aici. Ok, o să încerc să nu par prea suspect, vine Rafa acum aici, vreau și eu să pun un din ăsta aici, să am și eu în caz de ceva. Bun, deci sunt cu Rafa aici, Oana se duce în dreapta acolo, bun, Rodbin jos cu Nocivanu, cu Rocean, cu toată lumea. Gen. Bun, să vedem cum trebuie să fiu eu dat afară ca Jester. Eu trebuie să par suspect, să fiu impostor. Hai să vedem cum mă fac eu impostor aici, întrebarea mea. Ce se întâmplă? Zăsami, lasă-mă în pace. Ok, nu mă lasă în pace. Sunt cu Irinuș și Zăsami. Ia, dăm butonul? Hai că dau butonul. Lasă-mă, bă, Sami. Ce vine, bă, Sami după mine? Lasă-mă! Ok, trebuie să găsesc un corp să mă prefac că... Mamă, că nu l-am omorât eu, dar gen să pară că l-am omorât eu, știi ce zic? Adică o să stau lângă un corp și după aia o să dau vina pe celălalt când o să mă vadă că stăteam lângă corp și gen o să par așa mai vinovat. Nu știu, e greu cu Jesterul, că se prind băieți imediat că ești Jester, gen trebuie să nu pare atât de... Ok, hai să vedem. E cel mai proaspăt kill din România ăsta. E proaspăt, wow. Fresh. E cel mai bine la tine. Mă, nu m-am jucat. Ești și tată. S-a supărat, Sami, nu mai. Sami a ieșit? Sami mi-a spus că nu mai joc. O zis sunt și eu impostor, Sami. E ok dacă ești, că nu trebuie să mai faci task-urile. Adică poți să reintri după, dacă nu vrei să le faci. E ok, Sami, mulțumim pentru info. Sami, nu, era Mejen. Ok. Bă, o să vă zic că nu. Nu murise, da, ai dreptate. Da, na. Kill-ul nu era vechi, a fost fix în secunda asta, dar că m-am uitat pe, cum se cheamă, Meds, cum se numea chestia, că am uitat. La omorât Sami, a dat report din greșeală și asta e monitorul și așa. Hai, gata, salut. Zi-mă, Sami, zi-ne repede, vorbește. Suntem medium acum, vorbim cu morții. Dani Den, te rog frumos, Dani Den. Ce? Un inginer la Sami, vă rog frumos. Îl votăm pe Dani. Îl votăm pe Dani pentru Sergio. Da, da. Hai, zic mă pe mine. Respect Dani Den. Păi asta ai văzut, Sami. Nici nu am văzut. Sami, ce ai văzut? Păi eram pe cameră și Dani nu m-a văzut, că eram după cult și Dani a venit, i-au omorât până în fața mea și a făcut bagen vent și ventul era siluit. Vorbește de pe orice vorbește. Bine mă, Dani, ai frate, bă, Dani. Vorbim cu Vinja, cu Sami. Bă, dar n-am curent, frate. Să fura, Dani Den. Ia uite la votat pe Sami. Pe lângă că n-are curent. Oare cine l-a votat pe Sami, băieți? Bravo, oare cine? Mă, ce speram să nu mai cure, mă, Sami, niciodată. Hai, mă. Joacă Sami și când nu joacă. Ok, bă, am uitat ce rol sunt eu. Uitat că sunt Jester, bă. Ia să vedem. Hai să vedem cum pic și eu suspect un pic așa, să fac și eu o chestie, să mai râdem, să mai alea. Cred că o să fie un match useless și n-o să mă dea nimeni vreodată afară. Ia să vedem jocuri horror aici. O să stau aici că mi-e cam frică de jocuri horror, că suntem numai noi doi. Ok, Insanity se duce încolo, Rocean. Vreau să prind și eu un kill, bă. Bă, se poate să găsesc și eu un corp pe jos, gen? Se poate? Pot să găsesc și eu un corp sau să văd ceva pe camere? Ia să vedem pe camere ceva. Nu, absolut nimic. Ok. Ah, Irinuș. Bun. Deci s-a făcut camera așa, lol, s-a făcut cu... Ah, s-a pus bombă, bă! S-a pus bombă, ești nebun? Ok, s-a pus bombă. Ia să vedem. Și cine stă în asta moare, gen? Ok, a bubuit bomba, nu mai moare nimeni. Ori a bubuit, ori a... i-a dat defuse, nu știu sigur. Ok, deci Rafa aici cu Rodby. Rafa cu Rodby, gen. Și cu jocuri horror. Ok, jocuri horror vine de jos. Bun, du-te tu, Rodby, acolo să-i dai bucata lui Rafa dacă e. Ok, fiți atenți aici. Facem o chestie. Mă, cine a sabotat? Ok, deci, bă, nu se întâmplă nimic meciul ăsta. Efectiv, încerc să prind și o situație. Orice chestie, doar mă plimb random pe aici, pe hartă. Și, efectiv, nu se întâmplă absolut nimic. Gen, îmi place ce se întâmplă aici. Uite, ești un Nocivanu. Unde vine Nocivanu? De unde vine? Vreau și un corp pe jos, să găsesc un corp. Să zic, ia, uite, bă, nu l-am făcut eu kill-ul. Hai, dați-mi și mie un corp aici, să mai râdem, să mai alea, ia. Cine e aici? Hopa, am văzut pe cineva, a fugit? Ia, Rodby? Rodby fuge?
Fugi de mine, vino cu coace, Rod, bine că-ți dau eu bucata. Treci în coace, treci în coace. Hai că-ți dau bucata, poate mi-o dă el acum. Ok, bă, dar niciun corp, nimic. Bă, nu pot să cred așa ceva. Bă, asta e cel mai boring match, gen niciun impostor nu face niciun kill. Nu se întâmplă nimic, nu știu cine e impostorul, dar nu are chef de kill-uri în această zi. Minunată. Rocean stă aici, Sinner cu jocuri horror. Ok. Bă, nimic nu se întâmplă, deci mă credeți pe cuvânt că în match-ul ăsta nu se întâmplă nimic, gen? Bă, nimic să nu se întâmple într-un match de Among Us. Nimic. Un kill, ceva acum, hai. Să se facă acum un kill, să... Bă, să se întâmple orice altceva. Ia, jocuri horror, uite, a ieșit de aici. Dă-mi un kill aici, jocuri horror. Zic că ai făcut un kill pe aici. Hai, iar bombă. Bă, ce se întâmplă cu bomba asta? Doamne, ferește. Ok. Uite-l, oba, defuse. Dau defuse la bombă și... I-am salvat pe toți, ești nebun? Ok, Rafa, ok, ok, te-am văzut acolo cu bomba. Ok. Interesantă bomba aia. Noi măcar mai avem impostori. Avem, da, mănâncă cine a corpul. A fost... mă, cine? Avem cineva? Avem o problemă. Oana, crezi, yeah. Cine a dat defuse la bombă? Eu. De poți ce? Să dai defuse? Da. Da, da, poți. S-a speriat nociva, că am stricat bomba. Bă, mi-a stricat bomba, bă. Nu am pus nociva, nu. Ce ai făcut, Rafael? Eu l-am văzut pe Rafa, fix în mijloc. Asta voiam să vă zic, că eu sunt snake, dar nu văd impostorul. Ah, nice. Pe hartă, pe hartă trebuie. Nu, nu-l văd. Acum nu-l văd. Sau pe admin. Ia. Deci eu l-am văzut pe Rafa fix unde era bomba, gen, plecat de acolo. Îmi zice doar încet că există un bomber și a fost ultima oară văzut în Decontamination. Decontamination? Decontamination. Ok, Decontamination, cine mai era? Luca. Nu am o părere bună. Care l-am văzut a fost cu mine, da. Nu se poate așa ceva. Băi, zic că era Rafa, că era acolo pe bombă, efectiv, gen. Nu știu de ce mă trolezi, Luca. Băi, eu cred că face troll Rafa. Mai sunt câteva task-uri de făcut oricum. Îl zic cu rotare că știu, eu am... Ba da, riscăm. Ce mai sunt trei task-uri? Mai sunt trei task-uri, face trei kill-uri. Păi ce riscăm? Că nu riscăm. Păi nu stă nimeni în bombă. Ce să riscăm? Nu știu ce să riscăm. Mi se părea puțin riscat. Na, Luca trolează. Hai, Luca. Am zis doar așa, bine, nu mai, gata. Ba, Luca. Hai, că ai zis doar așa. Am zis așa, Luca. Hai, bă, faci mișto. Luca, ori gestor, ori vrea să se scoată ca impostor. Vrea să... Nu, dar am zis așa, că să nu riscăm mai orea, nu știu. Ok, vorbești prea mult, nu mă lași măcar să vorbesc. Ce părere ai despre asta? Eu literalmente nu am avut timp să vorbesc nicio secundă. Ai vorbit 30 secunde peste mine, cred. Bă, au încercat și eu, frate, să mă voteze acolo. Come on. Nu pot să cred că nu m-a votat lumea. Chiar credeam că mă votează lumea acolo. Legit, chiar credeam că o să mă voteze lumea acolo. Wow, ce aproape. Bă, am zis și eu că fac și eu pe enervantul, că... Adică bine, am vrut să gen să par super suspect, știi? Oh my god. Da, aici nu mai am ce să mai fac. Nu mai avem ce face. Dacă mă scoteau acolo, era perfect. Era perfect. Ia să vedem. Da, nu mai am ce face acum. Irinuș, Rodby, Clorna, ok. Nociv. Bun, Rafa aici. Ok. Bun, decât la bombă să mă duc eu să stau acolo, dar nu mai, oricum se face la task-ul și ăla e. Gata, asta a fost meciul de gestor, asta a fost încercarea. Am încercat. Bun, mic aici. Da, o să stau pur și simplu undeva și aștept să fie bomba și să mă duc pe acolo sau nu știu ce să fac. Ia, opa, aici toată lumea. Da, bă, nu pot să cred că nu m-a votat nimeni, gen, când păream așa puțin panicat, păream așa, mamă. Dar s-au gândit bine că mai erau puține task-uri și eu fiz că n-are rost. Ok, bun, stau și eu aici în mijloc, dar nici nu se mai pune bomba, nu se mai întâmplă nimic. Oh my god, bă, hai bă frate, nu cred. Ok, și acum ce? Gen, bă, dar eu trebuie să fac task-uri ca jester, că mie mi-apar task-uri, dar gen, sper că nu trebuie să le fac. Adică sper, bine, înseamnă că țin meciul, dar nu pot să fac task-uri. Ok, bun, cineva nu face task-uri și nu prea-mi place ce se întâmplă aici. Deci nu prea-mi place ce se întâmplă aici, că imediat se... Opa! Ok. Luca, fix era în Rafa, față, era Rafa. Luca, deci în fața noastră. Deci v-am mai spus că era și la bombă, Rafa, Luca, data trecută. Luca, în fața noastră, eram cu Rafa lângă mine. Ce era, să era faci? Rafa lângă corp, l-ai văzut și tu. Rafa era mai în spate decât tine. Eram cu mine. Iar rândul meu să vorbesc acum. Te las să vorbești.
Adina, în runda anterioară eu am dezamorsat prima bombă, la a doua nu eram lângă ea, chiar tu ai zis că tu ai dezamorsat bomba. Și Rodby m-a văzut din emergency prin geamul ăla în sus, probabil, în film, da, mai să lăsăm runda anterioară. Runda asta, nu știu ce are Luca, dar se comportă dubios rău de tot și acuză așa random, ori e jester, ori e lawyer, ori habar n-am. Era verde sinner, dacă zic corect, era mort de mult, nu cred că l-a omorât Luca, că n-am văzut nicio animație, că eu eram lângă el. Apoi eu... Luca ce că, gen, eu eram în spatele Luca, dar Luca ce că eu l-am omorât. Nu știu dacă vă ajută informația, dar Nociv cu Insanity era împreună, eu mă uitam pe camere. Vă zic că frații! Am văzut bomberul a fost văzut ultima oară în admin. Mie și mi s-a părut ciudat. De ce Luca? O să mai zic eu ceva. Ca crewmate, cine mai poate da vent în afară de inginer? Nu știu, sunt mai mulți. Deci misterul. Cred că doar inginerul. Eu sunt inginer și... Nu, presupun că... Nu, ce e impostor! Nu, ce e impostor! Chiar l-am văzut pe Rafa când pleca de la bombă data trecută. Insanity, dar tu de ce ai intrat în vent? Eu n-am dat vent. Ori e o coincidență, ori habar. O fi nociv? Nociv e. Doar dați-l afară pe Luca. Votăm fără dovadă. Păi este nici episodul jocului horror. Are dreptate. Nu știu ce să zic. Ia, băi. Dar Insanity, dar nu sunt nociv. Că era și lângă bombă acolo, nu știu ce zic. A fost gestor, Luca, fii atent. Că ai îmi strică episodul. Bă, mamă. Bă, Rafa, scuze, am fost enervant intenționat, gen, ca să pară suspect. Dani, bă. Eram vulturi, Sky. Am înțeles. Mă, short, Lusami pică, eu să fac short, Lusami pică curentul în timp ce-și... Și te dăști de gol. Mi-a dat Dani mare capa. Ok, bă, ia să te-am după nociv. Era clar că era Luca, că v-am zis că se comporta prea ciudat. A zis că am omorât eu când nu omor semiu. Hai, mă, dăm un rol să zic, wow, ce rol incredibil, crewmate, vă dați seama ce rol, seer, ok, deci putem vedea când oamenii mor, ceea ce nu este cea mai nașpa chestie din lume, adică se putea să, da, nu știu ce rol puteam să am mai rău decât ăsta, dar o să ne descurcăm și o să fie un match incredibil și o să mă folosesc de abilitățile mele, ceea ce, bă, nu e așa rău seer-ul, adică pot să văd instant când moare cineva. Deci știu instant când se face un kill sau ceva, ceea ce nu e neapărat nașpa, adică e o idee destul de șmecheră să fac și o chestie. Deci acolo s-a dus Rodby într-o parte, bun, și ce se mai întâmplă pe aici? Ok, doar Rodby este aici. Rodby, sper că n-ai glume cu mine pe aici. Eu chiar sper că n-ai glume cu mine, adică fără niciun mișto. Ia să vedem, bam, aici frumos, zici Rodby aici. Zasami a pus din ăsta aici, clona Rafa. Ok, Zasami, Clorna, Rafa, pus camera acolo, Insanity. Bun. Hai să vedem dacă vedem și noi ceva suspect. O să mă uit eu un pic. Laborator, storage, electrical, admin. Bun. Să vedem dacă se face vreun kill sau ceva. Electrical, mamă, cât sunt la electrical, ești nebun. Ok, jocuri horror. A murit cineva în secunda asta. Ok. Mă, ok. Ideea e în felul următor. Așa. Unde e kill-ul? Lab, opa. Cumva? Unde e kilo? A, Dani încă trăiește, ok, e bine. Okay. Lep. E bine că trăiește, Dani. Trăiește. Storage, Clorna. Ok, ce ai văzut, Rafa? Storage. Am intrat în storage și era mort. Era bine depozitat. Mai era cineva pe lângă? Eu eram cu Jackie O2. Stai așa, mai era cineva pe lângă, Rafa? Chestia... Unde nu O2? O să zic o chestie. Jos, lângă O2. Stai mă așa, stați un pic, Rafa, tu ai mai văzut pe cineva când ai găsit corpul sau era doar corpul acolo? Bă, nu știu dacă era exact fresh sau nu, dar nu era nimeni lângă. Erau închise? Ok. No. Kill-ul s-a făcut în secunda în care s-a dat report, instant s-a făcut kill-ul. Eram pe serios? Vitale, probabil da. Înseamnă că era deja în vent. Bă, s-a făcut gen instant, cred că nu înțelegi gen. Mie îmi pare cam sunt. Chestia e că Rafa bait nu e. Bait nu e. Deci... Nu știu ce să zic, Rafa. Vă zic ce am văzut. Păi ideea e că oricum, dacă tu spui Luca că a fost făcut instant, a fost zis că n-a fost nimeni, a fost aveam făcut o teorie, instant. Dar nu mai e valid atunci dacă a fost. Ia, ai stricat episodul, Luca. Sau ești gesterul. Sunt gesterul. Ok, Luca gesterul, am dat skip. Dar nu sunt cam multe task-uri, să nu mi se pare. Mamă, ce instant... Nu știu ce să zic. Vota, okay. Dar Insanity. N-am stare. Oare pe cine a votat Insanity? Mayor, zici cine m-a votat, să vedem impostorul. What? Deci s-a făcut kill-ul instant, Rafa n-a zis nimic și nimeni nu l-a votat? Mă, ce? Prieteni? Mă, ce? Sunt eu nebun?
Ok, nu vreau să stau pe lângă Rafa, du-te tu, Rafa, pe acolo. Bă, ce-a fost asta? Stai așa că eu nu înțeleg de ce nu a votat lumea. De ce nu l-a votat lumea pe Rafa? Deci instant... Doamne ferește. Bă, instant i-a dat report. Gen, fără niciun mișto, gen. What? Ok, Rafa, Rafa se întoarce aici. Se duce acolo, hai. Ia, ce face Rafa? Face fire. El face fire, ia să vedem. Ok. Ok. Ia să vedem. Nu, vreau să stau cu ochii pe Rafa, ești nebun, vreau să văd ce se întâmplă. Opa, jocuri horror. Jocuri horror cu Jakey. Oana! Jocuri horror Jakey și Oana ascuns ăla și n-am mai înțeles nimic. Jocuri horror Jakey și Oana. Jocuri horror Jakey și Oana ascuns ăla. Oana? Ce ai făcut, Oana? N-am făcut nimic, Jakey. Am venit lângă tine și l-ai omorât. Nu, m-am mâncat corpul în fața mea. Deci în fața mea am mâncat corpul. Aveți încredere, lăsați-mă să vorbesc 5 secunde, vă rog frumos. Eram pe camere, da? Ok, dau pe camera de sus, văd 3 persoane. Jocuri horror, Jakey și Oana. Jocuri horror îi dă bucata lui nu știu cine a murit, îmi pare rău. I-a dat bucata, a fugit în sus, a venit Oana, a șters corpul și Jakey stătea și se uita acolo. Era NPC, era logic. Deci jocuri horror a dat bucata. Ori e impostor, ori e șerif, Oana, ori e vulgur. Mă lăsați să vorbesc. Vorbește. Da. Deci Luca înainte acuza și tura trecută pe cine acuza. Bă, lasă că acuzam, eram pe camere. Ok. Și am ajuns în chiar, deci eu v-am vrut să dau report, dar l-am mâncat de pe jos. N-ai vrut să dai nimic, ai stat lângă el și te-ai uitat la el. Uite ce vrăjeală are. Deci nu e adevărat. Uite ce vrăjeală are. L-am mâncat, am văzut și eu că Oana l-a mâncat, s-a văzut pe cameră. Tu spui Rodby că e Jakey? Nu e, bă, ce Jakey? Bă, hai să dăm vulturul afară, ca să nu ne mănânce. Bă, lasă vulturul ăla, i-a dat bucata, l-am văzut pe camere, pe jocuri horror, ce mai stai? Nu ascultă nimeni în lumea asta. Cine e vulturul? Cine e vulturul? Oana. Oana e vulturul cu jocuri Oana. Horror și Rafa e al doilea impostor. Nu recunosc nimic. Bine mă, jocuri horror afară. Jocuri horror nu, prieteni, nu am încredere în tine. Ce mă? Pa! Ce m-a omorât pe ea? Evil Gesser. Ce m-a omorât-o pe Oana? E Rafael, e Rafael, sigur. Bine mă, Rafaele, bravo, 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 bravo. Ești ăla, Rafaele. Se joacă meta aici. Bă, cine e vultur aici? Wow! Bă, e prea troll Rafa, dați-l afară, trebuie să-l prindem neapărat să-l dăm afară, ești nebun. Eu înțeleg cum nu l-am dat din prima afară, pe bune. Gen, legit, eu chiar cred că trebuie dat afară Rafa, dar o să aștept să mai avem o dovadă, ok? Vreau să mai avem o dovadă că face Rafa un kill. Aici stau, opa! Ce am zis că e Rafa, am zis că e Rafa. What? Stai că nu era mea mai uite de data. Nu s-a terminat meciul, nu înțeleg. Ia, uite de data. Bine, mă. Deci fiți atenți, studenți. Inițial l-am omorât eu pe Clorna, dar n-am vrut să zic, ca să nu fiu dat afară ca șerif. Ok, eu am văzut instant, dar mi s-a părut ciudat cum nu te-a dat nimeni afară. Bă, dar cum e posibil să te duci să-l omori pe Clorna, gen? Adică... Bă, ok, Clorna, fii atent. Când mai piși Jester, eu mergeam după Clorna. Facea cele mai mari fake task-uri, Clorna. Știu, dar fii atent, fără filmarea, fii atent. Am zis, bă, mă duc lângă Rafa, că ăsta se uită la fake task-uri și mă votează la Discord. Și mă omorât că fac șerif! Deci, sărăi, filmarea mea, e prea... Deci, nu. Hai, deci instant am venit pe tine ca să fac fake task-uri. Deci n-am înțeles cum nu l-a votat nimeni pe Rafa acolo. Eu am zis, bă, l-a omorât instant. Și i-a dat report, nu era nimeni pe lângă, toată lumea skip. Nu era chiar clar 100%, n-a să mă mai acuze odată. Da, păi asta așteptam, să mai acuzată și am văzut că ai făcut kill și am câștigat și era bu, ce se întâmplă? Dar cum a câștigat impostorii, nu înțeleg. Sau? Da, n-a câștigat impostorii. A, da, stai că gestra, am uitat. Bă, deci, cum ai picat tu, șerif, mă, nu mai pot. Dar cine ieșise din lobby?